La ceremonia militară religioasă pentru comemorarea eroilor căzuți pentru patrie au participat și reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți. Aladin Georgescu, președintele Consiliului, a ținut un discurs omagial pentru cei care și-au dat viața pentru patrie. Ne aplecăm așadar cu credință și responsabilitate asupra celor care s-au jertfit pentru integritatea și libertatea statului român. În momentele grele și decisive ale națiunii noastre, eroii a căror memorie o cinstim astăzi și-au sacrificat propriile vieți pentru ca generațiile care i-au urmat să trăiască într-o țară independentă și liberă. Reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți au depus apoi coroane de flori în cinstea celor care s-au jertfit pentru țară.